30 de lei. Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Campus punctul PI. Invitatul meu din această seară este domnul Silviu Roșioru, consilier local municipal. Bună seara, domnule Roșioru, și bine ați revenit în studioul Campus TV. Bună seara, vă mulțumesc de invitație și bună seara telespectatorilor dumneavoastră. Mi-am propus cel puțin să vorbim în această seară despre ședința de la Consiliul de la Primărie pe care dumneavoastră ați contestat-o într-un fel împreună cu colegii noastre. O să vorbim despre acest lucru. O să vreau să vorbim despre ce presupune schimbarea denumirilor străzilor. O să vreau să vorbim despre căldură, despre o situație pe care am constatat-o astăzi după amiază în cartierul Dorobanți, la vestitul punct termic unde au fost instalate cazanele, după ce noi am sesizat faptul că este zgomot foarte puternic. Ni s-a spus că se rezolvă, după aceea că s-a rezolvat această problemă. Din curiozitate am mers astăzi până acolo, am stat de vorbă cu oamenii, zgomotul este la fel ca și până acum, iar oamenii nu mai știu încotro s-o apuce. O să vorbim și despre comasarea școlilor. Avem mai multe subiecte de discutat în această seară, domnule Roșioru, dar aș vrea să începem discuția cu ședința Consiliului Local Municipal, ședință pe care dumneavoastră ați contestat-o. Vă mărturisesc faptul că nici noi nu am știut prea multe despre această ședință ce a avut loc la sfârșitul lunii septembrie. Eu și colegul meu, Cornel Floriceanu, eram în redacție și am văzut pe Facebook, în direct, că a început ședința Consiliului Local Municipal. Ne-am luat repede camera și microfonul și am fugit către primărie. Unde ați fost convocați? Ce fel de ședință s-a dovedit a fi și de ce ați depus acea contestație la prefectură? Cel puțin eu, în numele meu vorbesc. Da, vă rog. Eu am fost contactat printr-un mesaj pe WhatsApp cu o oră și 30 de minute înainte de fixarea acestei înainte de ședințe. Începerea ședinței. Da, fixarea orei începerii ședinței. Și colegii mei, unii au fost telefonic sau tot prin mesaj. Am rămas puțin surprins pentru că era, cine știe, exista posibilitatea să nu fie în localitate sau cum s-a întâmplat și cu o parte dintre colegii din Consiliul Local. Spre surprinderea mea, sunt consilier de 8 ani de zile, nu s-a întâmplat acest lucru niciodată și din ce știu eu, din istoria activității Consiliului Local, astfel de lucruri nu au fost acceptate și ședințele, dacă s-a încercat acest lucru, s-au boicotat. Deci, consilierii s-au ridicat și au plecat. N-a fost cazul și în ședința de la sfârșitul lunii septembrie, pentru că acolo era un proiect foarte serios și cred eu că trebuia tratat cu multă seriozitate, pentru că era vorba de o finanțare pe fonduri europene în sumă totală de aproape 300 de milioane de euro. Iar dacă noi nu știm să dăm această atenție și să fim foarte serioși cu astfel de proiecte, nu știu cum am putea să facem celelalte activități în administrația locală. Atunci, eu am luat decizia și de la bun început am spus că să amânăm această ședință sau să găsim o altă soluție pentru ca toți consilierii să aibă posibilitatea să se documenteze pe materiale și pe tot ceea ce este de discutat, pentru că sunt lucruri serioase. Și s-a și văzut după terminarea ședinței că ne-am trezit la punctul 2. Deci au fost 4 puncte, 4 proiecte. La proiectul 2 ne-am trezit cu acea situație în care apa și serviciul de canalizare va fi scumpit din anul 2020. Planul tarifar era practic. Exact, planul tarifar, descumpirea apei și a serviciilor de canalizare. Din 2020 până în 2025, adică în perioada de 5 ani de zile, se va scumpi cu 65% prețul apei. Gândiți-vă cam ce ar însemna, cred că se va ajunge undeva în 2025, dintr-o socoteală a mea făcută, la 13-14 lei metru cub. Gândiți-vă că e o sumă extraordinar de mare, aproape, cred eu că va fi cel mai mare preț la nivel național în 2025.
Cu privire la acest aspect, doamna director al companiei de apă, doamna Săvulescu, spunea că acest plan tarifar era cumva impus prin proiect, iar Uniunea Europeană solicita un astfel de plan tarifar, în primul rând. În al doilea rând, spunea că din punct de vedere al tarifelor, Buzăul se situa undeva pe locul 16 în țară, iar în privința scumpirilor a spus că s-a urmărit ca aceste scumpiri să nu depășească limita de suportabilitate a populației. Oh, ce este mai grav când, știu eu, de la 8 lei se duce prețul la 14 lei? Cum credeți că oamenii, cetățenii municipiului Buzău, poate să suporte acest preț? Este mare prețul actual, dar să ne mai gândim când câțiva ani se va scumpi cu 65%. Gândiți-vă cam ce problemă. Și așa, gândiți-vă că deja a venit peste populația nu numai a Buzăului și a municipiului, a județului, sau vorbim la nivel național. Și anume, un val de scumpiri, gaze, electricitate, apă, servicii, telefonie. Gândiți-vă cam cât de greu va fi suportată și această mărire. Este trist să manipulăm, știu eu, cetățenii și să le spunem ceea ce nu este adevărat. Adică noi mărim taxele în funcție de sub formă că cât poate populația să suporte aceste taxe. Populația nu mai poate și se chinuie să-și plătească dările. Vorbim aici și de taxe și impozite la nivel local și la nivel național. Și toate scumpirile astea care s-au generat în urma acestei inflații. Ce v-a determinat să depuneți acea sesizare la Prefectura Județului Buzău? Felul în care a fost organizată această ședință? Da. Felul în care a fost organizată, pentru că această ședință trebuia anunțată cu cel puțin 3 zile înainte. O altă situație neclară a fost că am fost convocați pentru o ședință de îndată, iar ca să știe și telespectatorii, ședința de îndată se face atunci când există o situație de urgență, o calamitate, ceva, știu eu, neprevăzut. Ceea ce nu era cazul, pentru că nu s-a discutat astfel de proiecte, și pe urmă ne trezim că după ședință procesul verbal este încheiat pe o ședință extraordinară. Tocmai această neclaritate m-a pus în fața faptului împlinit să contest această ședință și, de ce nu, să contestăm și tot ceea ce s-a discutat acolo. Nici n-am vrut să votez, că nu puteai să votezi. Asta vă întreabă un telespectator, dacă ați votat proiectul de scumpiri. Nu am votat și nu am cum să votez așa ceva și tot timpul voi fi împotriva oricărei scumpiri atâta timp cât eu voi fi în activitatea de consilier local. Tot timpul am fost împotriva și am venit cu argumente clare. Și am spus și de la începutul acestui mandat, ultim mandat din 2016, că nu sunt de acord cu aceste scumpiri de taxe și impozite. Credeți-mă că aceste scumpiri propuse de către domn primar și de către o parte din consilieri aduce un dezavantaj major populației și nu aduce niciun plus. Nu putem să scumpim taxele și impozite, să spunem că facem investiții și noi, la ora actuală, ne împrumutăm atât la bănci, cât și la guvern. Nu găsim adică ne contrazicem undeva, ceva nu este în regulă, nu se poate așa ceva. Un alt telespectator vă întreabă, domnule consilier, dacă vă place cum arată străzile din municipiul Buzău. Merg foarte mult pe jos, dacă știu eu, unele străzi s-au asfaltat, anumite trotuare, iată că au început alte lucrări, vorbim aici și luăm concret, că cetățenii municipiului poate să observe Bulevardul Nicolae Bălcescu. Deci acum 3 ani s-a asfaltat trotuarele, s-a petecit, s-a aranjat bulevardul, acum îl vedem că arată ca după război. Ați văzut că s-au făcut acele lucrări unde
cred eu că nu trebuia să, populația nu trebuia să suporte atâta vreme. Lucrurile astea se fac în câteva săptămâni, nu poți să stai luni de zile și să nu iei o măsură să someze acea societate care a făcut lucrările să demareze lucrurile de asfaltare a celor trotuare. Oamenii nu știu pe unde să mai circule, nu mai pot. Deci au ajuns să o ia pe carosabil, pentru că nu poți merge pe trotuarul după bulevardul Nicolae Bălcescu. Partea cu fostul Spital Brătianu. Sigur că da. Majoritatea merge pe altă parte. Și ca și aceste străzi sunt foarte multe la nivel de municipiu Buzău. Mergem pe strada Independenței, pe Bulevardul Republicii, pe străzile din cartierul 23 August, Titulescu, ca să nu mai folosim, știu eu, denumiri comuniste. Pentru că trebuie schimbate aceste denumiri comuniste, cum a spus domnul primar Constantin Toma, dar nu și oamenii care au fost comuniști. Oamenii să nu-i deranjăm pe acești oameni care au fost membri de partid ai Partidului Comunist Român, care au fost comuniști și care sunt în continuare, pe ăștia să nu-i schimbăm, dar să schimbăm denumirile anumitor oameni care au însemnat și fac parte din istoria României. Chiar dacă au fost ei comuniști, fac parte din istorie. Domnule consilier, avem un prim telespectator care așteaptă în telefon să intre în legătură telefonică cu noi. Alo, bună seara! Să rămână! Bună seara! Domnul Roșioru, dacă ar vrea să răspundă, mai e în vigoare cererea aceea cu desființarea asociațiilor de locatari? Dânsul au spus la... și așteptăm această propunere a dânsului cu toată plăcerea și îl și susținem. Vă mulțumesc, bună seara! Mulțumim foarte mult, bună seara! Îi mulțumesc telespectatorului dumneavoastră de întrebare. Sigur că da, există, am piedici extraordinar de multe. Lângă mine au venit oameni de bună credință din municipiul Buzău. Vreau să aduc aici la cunoștință cu un domn Baciu, un om extraordinar care se implică și a fost... este un ajutor pentru mine, a venit documentat cu, mi-a pus la dispoziție legi, tot ce îmi stă la dispoziție, ce pot eu și tot ce am nevoie, și voi face, nu voi avea liniște până nu vom face tot ce se poate să desființăm aceste asociații de proprietari, pentru că s-au dovedit, nu eu am constatat lucrul ăsta, ci cetățenii din municipiul Buzău, că o parte, cel puțin 98% din asociații nu fac altceva decât să perceapă niște taxe în plus cetățenilor și locatarilor din municipiul Buzău, nejustificate. Și vorbim aici, începând de la salariilor, președinți, cenzori și așa mai departe. S-a constatat că toți angajații din aceste asociații de proprietari sunt ori foști lucrători din unitățile militare speciale, ori din securitate, ori din poliție, și nu știu cum să face că toți acești oameni sunt membri doar ai un singurui partid. Eu nu vreau să dau aici nume, ne apropiem de campania electorală, nu vreau să arunc un noroi în niciun partid, dar ăsta este tristul adevăr. Trebuie să ne trezim odată și să vedem ce măsuri putem lua să terminăm cu această manipulare și acest control asupra populației prin diferite forme. Și să lăsăm oamenii să gândească liber. Și cred eu că cetățenii municipiului Buzău poate să se descurce singuri și să-și facă propria lor, știu, gospodărire a blocurilor și a anumitor scări, unde poate să gospodărească la nivel de locatari. Nu departe de cartierul Micro 3, în urmă cu ceva vreme, locatarii care erau într-o asociație aveau chitanțele la zi, că își plătiseră toate datoriile, dar pentru că a fost o situație legată de o ilegalitate la asociație, locatarii, chiar dacă erau cu datoriile la zi, au fost dați în judecată și obligați să plătească încă o dată sumele
respective. Deci asta spune multe despre ce... Asta, bine, nu generalizez. V-am dat un exemplu, o situație. Mai am și eu această situație în Dorobanți. Ați văzut anul trecut o lipsă în gestiune de 5 miliarde. Iată că acum acei oameni nevinovați, acei locatari care și-au plătit taxele către asociație, sunt puși în fața faptului împlinit și li se cer să mai plătească încă o dată. Și o să verificați și vedeți, chiar vă rog să mergeți să faceți o anchetă jurnalistică acolo, iar acea doamnă nu poate să mai răspundă de... nu mai poate să răspundă pentru că nu are nimic. Efectiv, instituțiile statului n-au pe ce să pună proprire, n-are cum să mai plătească, nu are nimic. O să ne interesăm și noi de acest lucru foarte grav. Și au mai fost aceste cazuri și nu s-a semnalat nimeni și nimeni n-a luat nicio măsură, cu toate că cred eu că asta depinde chiar de primarul municipiului Buzău. Este un lucru care trebuie tratat cu mare seriozitate, pentru că sunt implicați toți cetățenii municipiului Buzău care locuiesc la bloc. Mai avem câteva mesaje din partea telespectatorilor. Un telespectator spune: autobuzele, după ce că nu vin la timp, mai sunt și mizerabile și șoferii ne duc ca pe cartofi. Da, au apărut astfel de probleme și nemulțumiri. Cred că conducerea Transbus trebuie să facă eforturi și să fie foarte atenți la această activitate, pentru că poate foarte ușor să o scape de sub control și ar fi păcat, pentru că noi ne propunem să aducem un plus acestui serviciu și cred eu că, și am semnalat tot timpul, că trebuie să existe și posibilitatea transportului alternativ, adică introducerea acelor microbuze. Dacă nu i-au lăsat pe cei particulari să facă acest serviciu, măcar să această societate de transbuz să inițieze noi trasee care sunt de dimensiune mai mică și să introducă câteva microbuze, pentru că este necesar și este logic să ai un transport alternativ la nivel de municipiu Buzău. Un alt telespectator, și zâmbesc, chiar mă bucur că sunt oameni care ne țin la curent și cu viața sportivă a orașului. Cred ne că este 1-0 pentru Gloria. 0-0, spune telespectatorul nostru că este scorul. Ce să zicem? Hai, Gloria, și sper că dumneavoastră sunteți așa, cu un ochi la noi și cu... unul pe, eu știu, site-uri și așa mai departe pentru a afla rezultatele. Este frumos, pentru că este echipa Gloriei Buzău, este echipa primăriei. Această echipă este, cum să zic eu, finanțată de la bugetul local, adică toți buzoienii din municipiul Buzău contribuie la activitatea sportivă CSM Gloria Buzău. Un alt telespectator vă întreabă: domnule Roșioru, pentru persoanele cu handicap, ce proiecte aveți pentru a integra, să nu îi lăsăm în spate? Niciodată nu i-am lăsat în spate. Sunt tot timpul atent la această situație. Am inițiat proiect în acest sens, dar sunt și legi. Vorbim aici de ordonanțe și legi date de guvern care au grijă de această situație a handicapaților și noi nu facem altceva decât să fim observatori și să vedem acolo unde nu se îndeplinesc aceste îndatoriri ale noastre. Da, adevărul este că nu s-au înregistrat, cel puțin în ultima perioadă, la nivelul municipiului Buzău, n-am mai auzit situații în care să fie încălcate drepturile persoanelor cu dizabilități și așa mai departe. Domnule consilier, aș vrea să spuneam la începutul emisiunii noastre că vom aborda situația din cartierul Dorobanți cu zgomotul, însă o lăsăm cumva pe a doua parte a emisiunii, pentru că mai avem foarte puțin timp
timp până la pauza publicitară și aș vrea să vorbim un pic despre schimbarea denumirii străzilor. Ați punctat dumneavoastră un pic mai devreme, însă vreau să aduc la cunoștința telespectatorilor și a dumneavoastră, în cazul în care nu știați, faptul că schimbarea denumirilor străzilor a creat o mare neplăcere administratorilor de firme, pentru că aceștia sunt obligați să schimbe certificatele firmelor, iar la Registrul Comerțului schimbarea unei adrese în certificat costă 1800 de lei. Extraordinar de mult, am auzit administratori de firme care spuneau că ar prefera să-și închidă firmele și să-și deschidă altele pentru că îi costă mai puțin. Îmi pare nespus de rău să aud acest lucru. La prima schimbare de denumire de stradă am semnalat acest lucru și am spus că bulversăm populația și nu este o măsură necesară și prioritară pentru a face acest lucru. Este păcat și trist pentru că noi în Consiliul Local avem un director al Registrului Comerțului și știți lucrul ăsta și cred eu că primul lucru trebuia să semnaleze dânsul acest aspect și această situație de și faptul că acești oameni, aceste persoane juridice trebuie să scoată din buzunar o taxă extraordinar de mare și nejustificată. Dacă știu eu, au fost acele cazuri unde denumiri de străzi, o denumire de stradă au fost la două străzi sau la două alei, acolo se impunea. Dar să schimb sute de denumiri de străzi, cred că este o problemă. Și nimeni nu a luat atitudine decât câțiva consilieri. Iată ce înseamnă să avem un consiliu local în care configurația este una singură, un monopol al consiliului local, unde domnul primar, spre regretul tuturor, poate să facă ce vrea dânsul. Ne pare rău pentru că suntem câțiva și acești câțiva consilieri, chiar dacă luăm atitudine, nu spun că suntem jigniți și persiflași și în tot felul și catalogați ca scandalagiști, ca orice altceva, decât să spună că noi nu vrem decât lucruri normale și nu transmitem și nu facem nimic altceva decât ceea ce cetățeanul își dorește. Noi trebuie să înțelegem că suntem în slujba cetățeanului și ei ne-au trimis acolo. Datorită lor suntem în Consiliul Local și trebuie să ținem cont de părerile lor și să viața mult mai ușoară, nici de cum să o complicăm. Să știți că am primit pe Facebook un mesaj din partea unei buzoience care locuiește pe Strada Mică și spunea că s-a depus la primăria municipiului Buzău o solicitare semnată de toți locatarii străzii prin care cereau să nu se schimbe denumirea străzii. Actual Strada Mică, fosta Strada Mică, actualmente Monteoru. Da. Înțeleg că nu s-a ținut cont de această solicitare din partea locatarilor și denumirea a fost schimbată. Deci, iată că acum nu știu unde o fi ajuns solicitarea aceea sau dacă este real mesajul pe care l-am primit. Eu spun doar ce am primit. Domnule Mirela, spuneți. Aceeași situație s-a întâmplat și cu strada Baladei, cea care acea stradă unde este și Biserica Sfântul Nicolae. Chiar în studioul la dumneavoastră, domnul primar a promis telespectatorilor și locatarilor după această stradă că va reveni la și va schimba această stradă din strada Baladei în strada Bisericii Sfântul Nicolae sau Sfântului Nicolae. S-au făcut memorii, au venit cetățeni nemulțumiți de această problemă, li s-au promis tot timpul, acești oameni sunt perseverenți și fac demersuri de 2 ani de zile, de 2 ani tot timpul sunt pe horurile primăriei și pe scările primăriei să schimbe această denumire. Nu s-a ținut cont sub nicio formă. Este o încăpățânare și nu văd eficiența acestei încăpățânări. Domnule consilier, stimați telespectatori, luăm o scurtă pauză publicitară, după care vom reveni în direct și vom continua discuția noastră.